Programul Inițiative în domeniul sănătății, în valoare de aproape 25 de milioane de euro, vizează cele mai importante amenințări în ceea ce privește bolile infecțioase, cu accent pe tuberculoză, HIV-SIDA, hepatita B și hepatita C. Programul urmărește, de asemenea, creșterea accesului grupurilor vulnerabile, inclusiv romii, la servicii medicale de bază. Granturile au scop de a contribui la creșterea calității vieții în România. Accesul la asistență medicală, printre altele, este o condiție ce trebuie îndeplinită pentru o viață decentă și bună, a declarat ambasadorul norvegian în timpul lansării de astăzi. Programul are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației și, de asemenea, să contribuie la reducerea inegalităților sociale prin inițiative de sănătate publică. Programul conține mai multe proiecte care vor aborda probleme de sănătate publică, cum ar fi prevalența mare a tuberculozei și a tuberculozei rezistente la medicamente, dar și a altor boli transmisibile și netransmisibile, cum ar fi HIV-SIDA și hepatita cronică B și C, asistență medicală de bază pentru grupurile vulnerabile, precum și măsurile de prevenire, cum ar fi programele de depistare a cancerului și promovarea unui stil de viață sănătos, se numără, de asemenea, printre prioritățile programului. Din valoarea totală a programului, 85%, adică peste 21 de milioane de euro, reprezintă contribuția nerambursabilă a granturilor norvegiene și 15% este cofinanțare de la Ministerul Sănătății. Conform cadrului instituțional convenit, Ministerul Sănătății va gestiona fondurile în calitate de operator de program. Proiectele sprijinite în cadrul acestui program au fost dezvoltate și vor fi puse în aplicare de către instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Fondurile vor avea, printre altele, o contribuție majoră la eradicarea TBC în România. 1.000 de pacienți cu TBC vor fi tratați, în timp ce 10.000 de persoane vor fi testate pentru a preveni răspândirea TBC și pentru a spori aderența la tratament. 35.000 de persoane vor beneficia de intervenții orientate pe reducerea HIV și hepatita B și C, infecții în rândul utilizatorilor de droguri injectabile. Accesul comunităților vulnerabile la servicii medicale de bază va fi îmbunătățit prin crearea de echipe mixte de mediatori sanitari romi și asistenți medicali comunitari, care lucrează împreună în special pe imunizare și screening.